Iohannis este tăvălit, ăsta e cuvântul, de toată presa și de clasa politică. A început să spună nasoale despre domnul Iohannis, adică nu mai poate omul să-și tragă un teren de golf în curte. Ce? 2 milioane Bună de euro? Ziua. Ceva? Bună ziua, domnul Ciuvică. Cum comentați? Ce să intrăm în subiect? Nu, nu se poate așa. Păi. Deci l-am prins cu teren domnul de Chiriac, golf de 3 găuri. Îmi faceți tot felul de răutăți la emisiune. Mă pune, uite, acum nici nu începe bine emisiunea, mă pune să comentez pârțulețele lui Tăpălagă. Pe bune acum. Dom'le, lăsați-l pe domnul Tăpălagă. Ridicați-vă puțin nivelul. Deci, nu vă zic să ajungeți cu nivelul dumneavoastră personal la nivelul emisiunii, dar cât de cât să vă ridicați de sub masă de acolo. Ce era cu pârțulețele lui Tăpălagă cu 3 găuri? Păi și nu vi se pare totuși informație 2 milioane de euro pentru terenul de golf? Nu vi se pare o informație? Zic și eu, așa, terenul tău de golf, că vă dați seama, nu invita, poate fi invitat pe dumneavoastră. Dar, mă rog, hai, dumneavoastră, m-aș bucura să vă fi invitat. Faptul că dumneavoastră, votanții și susținătorii lui Iohannis, îl jurați pe Iohannis, acum e un lucru bun. Așa, e bine să se întâmple așa, că și Iohannis a fost atât de arogant și de nesimțit. Dar totuși, citiți și articolele și uitați-vă și la poze, nu citiți doar titlul. Nu e niciun teren de golf, sunt 3 găurele. A făcut, dă seama, aici, ce 2 milioane, ce milioane, ce asta. Aici, dacă e într-adevăr o lovitură pentru Iohannis, e că îl arată cât de penibil e el președintele României și a făcut, acum câțiva ani, și că da, este mai veche. 17 sau 19. Și a făcut în curte la vilă acolo, în curte la vilă, de cât s-a făcut vila de pe Mlau Ceaușescu, în fața vilei e un lăcușor, așa. Da, da. În curte. O băltuță. Așa. Ăsta a făcut pe marginea lăcușorului și a făcut 3 găuri în pământ, în gazon, și a tuns puțin iarba în jurul găurilor. Și el, practic, când toată planeta arde cu pandemii, cu crize, cu inflații, cu războaie, că uite, ba război acolo, ba război acolo, vă dați seama, Iohannis stă el singurel cu lunile la Neptun am acolo. Am înțeles și eu, așa spune lumea acum, că și stătea din martie până în octombrie. Se face, că, adică se joacă de-a golful în curte acolo și dă în găurelele alea cu mingiuța, el singur. 3 găurele. Atâta s-a putut. Și așa ceva? Aia cu domnul Tăpălagă era cu înălțimea WC-ului. De ce aia cu, nu, aia cu, păi nu, Tăpălagă a băgat și asta cu găurile. Și Tăpălagă șmecher a băgat cu găurile. Găurile alea costă 3 lei, dracu, putea să vă cheme pe dumneavoastră Iohannis, să vă zică, domnul Chiriac, m-ați votat, ajutați-mă și pe mine, făceți-mi 3 găuri în pământ aici ca să mă joc și eu gol. Și dumneavoastră le făceați gratis. Dacă chema vreun muncitor, îi cerea probabil 100 de lei să-i facă 3 găuri. Asta îi cerea de o beră, așa, să-i facă 3 găuri în pământ. Tăpălagă a băgat-o cu milioane, cu nu știu ce, piscine, cu nu știu ce. Foarte bine. Lăsați găurile și v-am spus, faptul că pățește Iohannis acum pe sfârșit de mandat e foarte bine. Că-l înjură lumea, ăla urlătorul, ăla Ceaușescu, care se trăgea în poze cu Iohannis, era prietenul și cu Iohannis, cum dracu. Augustin, cum îl cheamă? Și cu Lazar, da. Și cu Iohannis se trăgea în poze în continuu, plin netul de poze. Se zică, cum i-a zis, Doamne, îi urlă acum cu borfașurile și cu nu știu ce. Dom'le, nu e rău. Nu e rău că pățește. Doamna Atache, vă rog să lăsați dumneavoastră apărarea domnului Klaus Iohannis, că domnul Ciuvică este aveți revoltat. Aveți ceva cu mine astăzi, domnul Chiriac? Totdeauna am ceva cu dumneavoastră, totuși, doamna. Totuși, dar dincolo de toate pretențiile astea maladive despre care noi știm cu domnul Iohannis, cu pretențiile domniei sale, dar mie mi se par, încerc cumva să spun lucruri relativ noi în sensul în care când a fost 2017-2019, nu? Deci, practic, parcă așa ceva se ziceau. Teren de golf, nu știu dacă e atât de... O fi,
cu 3 găuri 100 de lei. Nu știu dacă așa o fi sau nu fi așa, că eu știu că te la terenul de golf sunt niște mecanisme. Da, trebuie să pui ceva pe dedesubt. Păi tocmai că nu e niciun teren de golf. Acolo sunt 3 găuri făcute în curte. Cel mai tare mi se pare că el și-a făcut practic terenul de golf în perioada în care era cu geaca roșie prin București, pe aici, cu ordonanța 13, cu jos, cu 10 august, jos, sus, cu elefantul roz, cu descinsul la guvern, la știți foarte bine. Asta mi se pare foarte tare, adică credeam că atunci este foarte preocupat și îngrijorat pentru cetățeni, că ieșea și îi cerea. De când spun imediat, înseamnă imediat. Când spun, adică, practic, iată, se lupta cu corupționul la vremea respectivă, da? Și cu ordonanțele lui Dragnea și cu toată nenorocirea lui Ciuma Roșie și așa mai departe. Dar pe de altă parte își încărca bateriile, da, la Neptun, după cum văzurăm acum. Faptul că le vedem acum, corect, nu este rău. Pe mine însă, aflându-mă la cât mai avem, fix 2 luni până la alegeri, da? Că suntem în 2 octombrie astăzi. Cred că mai puțin până la primul tur. La exact. Deci, practic, deci, cu două luni înainte ca domnul președinte Klaus Iohannis să plece de pe jilțul pe care l-am instaurat noi, da, românii, da, cetățenii, mulți, mulți, foarte mulți, și în la primul mandat și la al doilea mandat, mie mi se pare cumva complicat și înspăimântător pentru ce mi se va întâmpla în următorii 10 ani, pentru că dacă sistemul controlează cele mai importante poziții în stat, în sensul în care îl ajută, îi perie perimetrul de golf sau de negolf cu onoratele instanțe, cu toate cele, până îl pun pe poziție, după care 10 ani îl protejează, nu știe nimeni nimic. Adică nimeni nu poate să știe nimic. Faptul că am aflat după 6 ani de zile, 5-6 ani de zile, că și-a făcut teren de golf la Neptun, mi se pare o problemă.